Primarul orașului Dolhasca, Decio Balisachi, a declarat la Bucovina TV în emisiunea Raportul de seară că este mulțumit de ce a realizat pentru oamenii din localitate, apreciind că a adus un mandat reușit. El a subliniat că prima măsură aplicată a fost cea care a vizat deblocarea activității primăriei. Neșansa primarului Isache a fost legată de procedurile de dezvoltare a investițiilor. Un mandat, da, pot spune reușit, pentru că am reușit să fac niște pași importanți acolo unde într-adevăr n-au fost făcuți la timpul la care ar fi trebuit făcuți și am putut debloca anumite situații mai complicate în cadrul primăriei și la nivelul orașului. Ne-am îndreptat atenția foarte mult către fonduri guvernamentale, europene, orice fonduri am putut atrage și am reușit într-un timp relativ nu foarte scurt. Procedurile sunt foarte greoaie, dar eu în linii mari pot să spun că sunt mulțumit. De ce? Pentru că, așa cum am mai spus-o, o să mă repet de fiecare dată, am preluat o primărie nefuncțională. Eu am avut o șansă să reușesc să fac ceva în orașul ăsta. Nu zic o neșansă, pentru că eu mi-am asumat acest lucru când am vrut să candidez și am fost și validat ca și candidat al Partidului Național Liberal. Neșansa a fost atunci când mi-am dat seama că timpii care trebuie să curgă de la demararea unui proiect până la finalizarea și ajungerea unui proiect în execuție, aș putea spune că asta ar fi o neșansă, dar e aceeași problemă cu care se confruntă toate UAT-urile și nu numai. Cu toți ne confruntăm cu aceleași probleme. Acest cadru legislativ atât de greoi și aceste proceduri atât de greoaie și de evaluare și de licitație care de multe ori ne blochează. Avem exemplu Consiliul Județean Suceava cu drumul județean 208. Da. Discutăm despre acest proiect de 3 ani de zile și abia acum sunt în evaluarea ofertelor financiare și îmi doresc foarte mult ca acest drum să fie reabilitat și modernizat. Este un proiect pe fonduri europene, cum știți foarte bine. În cuplaj cu județul Iași. În cuplaj cu județul Iași. Fiecare răspunde pe raza teritorială de pe județul fiecăruia, licitează separat. Valorile au crescut, avem ordonanța 114 care au blocat aproape timp de un an de zile proiecte de rulare. Știți foarte bine, aceleași probleme ne confruntăm cu toții și important este cum le depășim și nu să ne oprim din proiectele pe care le avem. Aș putea spune că în proporție de 90% am realizat tot ce mi-am propus. Adică efectiv angajamentul și chiar mă uitam nu cu mult timp în urmă, pe pliantul de prezentare din campania 2016 și angajamentele pe care eu mi le-am luat în fața cetățenilor și pentru care am și fost votat, eu consider că în mare parte mi le-am îndeplinit. Pe de altă parte, primarul Isache a recunoscut că are intenția de a candida pentru încă un mandat de primar, dar anunțul oficial va fi făcut după validarea candidaturii de către conducerea Partidului Național Liberal. În ceea ce privește candidatura fiecărui primar din Partidul Național Liberal, este stabilit clar în Consiliul Național că vor fi finalizate procedurile de desemnare ale candidaților până la 1 martie. Mai avem de așteptat, cine știe. Da. De asta nici nu am emoții, ca să mă înțelegeți. Este decizia partidului, trebuie să fiu validat și apoi în momentul în care voi fi validat, veți fi prima televiziune la care mă voi prezenta și vă voi spune intenția de a candida. O am, vă dați seama. Păi asta. Acum. Am intenția aceasta, bineînțeles. Da. Nu mă gândesc că multe proiecte nu pot fi terminate într-un singur mandat. Nu. Asta toate transced dintr-un mandat în celălalt. Și trebuie oarecum și stabilitate. Și să zicem stabilitate, e nevoie și de continuitate, e nevoie de sprijin și din partea Consiliului Local, este nevoie. Da. Păi din punctul ăsta de vedere am avut o colaborare, zic eu, bună, bună în sensul că aveam o configurație politică din 3 partide formată, PNL, avem Pro-România un membru și PSD. Pe aici, pe acolo, anumite orgolii personale au determinat pe unii să voteze împotrivă sau nu. Important e că proiectele au trecut prin Consiliu, dar în marea lor majoritate proiectele mele au fost aprobate în unanimitate.